școala vieții, că e singura care ne învață pe fiecare pe pielea noastră și ce este adevărul și ce este minciuna. Dar eu cred că minciuna s-a globalizat odată cu apariția oglindii, prima dată. Pentru că noi, de când a apărut oglinda, și a apărut odată cu mărul acela al cunoașterii binelui și răului. Sunt societăți inițiatice, nu știu dacă sunt ale adevărului sau ale minciunii, dar la un moment dat neofitului se pune o oglindă în față. E, prin acea oglindă apare la nivel global și minciuna. Pentru că noi, în momentul în care ne oglindim, ce vedem? Formă. Adam și Eva, după ce s-au întâlnit cu băiatul, da, acela, și-au dat seama că sunt goi. Ceea ce înseamnă că până la întâlnirea cu diavolul ei nu știau că sunt goi. Ceea ce înseamnă că diavolul le-a pus în față o oglindă. Și forma noastră e o minciună într-un fel. De ce? Pentru că se schimbă mereu. La început suntem într-o formă, după aceea suntem într-o altă formă și avem senzația odată cu forma că există și timp, și timpul este o altă minciună. Pentru că dacă a apărut minciuna printre noi odată cu oglinda, a apărut și odată cu clepsidra. Și ce să vezi? În acelea societăți inițiatice, nu știu dacă sunt ale adevărului sau ale minciunii, dar pe lângă oglindă neofitului se mai pune și o clepsidră, care măsoară timpul. Și noi legăm timpul de formă întotdeauna, nu? La început ne privim într-o oglindă și suntem mici. După care avem senzația că a trecut timpul și forma noastră nu mai seamănă, mai mare. Și după aia, dintr-o dată, ne uităm în oglindă și vedem că suntem bătrâni. Și avem senzația că a trecut timpul, pentru că s-a schimbat forma. Dar oare o fi chiar așa? Eu nu cred că e așa. Eu cred că noi suntem fără de formă. Asta dacă admitem că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care este imposibil de a fi văzut în formă, nu? Este cu neputință omului să-L vadă vreodată pe Dumnezeu. De ce? Pentru că nu are formă. Dar noi avem sau nu avem formă? Uite, eu sunt o ființă din lăuntru, eu nu pot să mă văd pe mine. Eu, cu ochii mei, nu mă pot vedea pe mine. Eu mă pot vedea pe mine odată prin ochii voștri, odată în oglindă, nu? Și altă dată aș putea să-mi imaginez ceva despre mine ca formă. Și uite că sunt cele trei variante prin care noi ne și definim în lume, nu? Că fiecare dintre noi este pe de-o parte ce crede el că este, nu? Dar mai este și ceea ce cred alții despre el că este. Și abia mai târziu, așa, când se mai coace, este și ceea ce este el cu adevărat.